Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un episod de CSGO Overwatch alături de Sky. Aici zici tu ceva, bă frate? Salutare! Bă băieți, nu cred că am mai postat nimic legat de CSGO de vreo 2-3 săptămâni, poate și mai bine, nici nu mai țin minte, așa că dacă mai vreți să postăm în continuare CSGO Overwatch, Danger Zone, Prime Hacking, Hack vs Hack, nu știu, tot ce vă trece vouă prin cap, dați acolo fraților un like să strângem măcar 2000 de like-uri. Aveți și canalul lui Sky în descriere, dați și voi acolo un subscribe. Zici tu de ce ar trebui să se aboneze la tine, băieți? Ia zi. Pentru că vreau să fac 10.000 de abonați. De așa, deci gata, e destul, nici nu mai trebuie să zici așa ceva, bă, băieți. Abonați-vă la Sky neapărat să facă și el 10.000 de abonați. Și oricum, hai să dăm start în primul rând. Strângem 1000 de like-uri și acum vă zic de ce trebuie să vă abonați la Sky. Acum e părerea mea, pentru că trebuie să facă 10.000 de abonați în primul rând și pentru că are o calitate super super șmecheră, postează probabil mai des decât mine, nu știu cât de des postez Sky, Oh shit, stai că am început în forță Sky. Oh fuck. Da bă băieți, aparent avem aici un speed. Dar bă, ăsta e Wingman și e pe harta aia veche, bă, când nu erau rancuri. Mai ții minte harta asta? Ce? Tu n-ai citit? Nu. Ah, păi facem așa, e mișto și așa, da. Bă, bune. Bă, coaie, dar fii atent că nu. Nu, e harta aia veche, prima hartă pe care m-am jucat eu Wingman. Nici nu existau rankuri, ești prost? Rialto, da, uai, cred că aia, nu mai știu cum se numește. Băi, genială harta asta, dar oricum, are rost să ne mai uităm, eu zic să dăm skip, frate, nu, că skip, n-are, prime, aia zic, n-are, nu că e non-prime, dar... Și oricum e clară treaba, hai să vedem, most incensed, evident, evident, insuficient, insuficient. Bă, de fapt, stai, avea și eu, dar a făcut și bunny hub și de astea? Da, sigur. Bun, e, atunci, și griffing nu-i mai dăm, săracul, că bană și pentru griffing l-am terminat. Bă, băieți, după câte minute am așteptat, câte ore, câte zile am așteptat ca să ne apară Overwatch-ul ăsta din nou trăiți, iar cât? Nu știu, mai consider doar, nu? Cam așa. Fai de capul meu, deci... Bă, băieți, cred că... Nu știu ce aici au făcut cu contul ăsta, dar cam greu de Overwatch-urile, bă, băieți, cred că transfectorul ăla e cam minus, barat. Hai să vedem, bă, stai, minus, barat, e plus, nu? Cred că da. Hai să vedem, bă, e office, mama, asta e harta cu dragilor, dacă dăm iar de spin butter, eu nu mai joc în viața mea jocul ăsta. Bă, ce s-a întâmplat? Nu cred, bă! Da, nu cred, mă, ce e asta, Sky? Ce e asta? Probabil sunt mai mulți spinări acum. Bă, eu nu mai joc jocul ăsta în viața mea, mă jur. Deci eu care intru cu legit botul să dau frumos, să dau așa în chat, să dau ca tare, ăsta vine și dă ca prost, uite. Na. Ia, pasă-te puțin. Tab? Da. Bă, nu știu, cred că e HVA și cred că și Husky ăla de la ei. Vezi că au cele mai multe kill-uri. Interesant, foarte, foarte interesant, bă, băi, direct skip. Foarte interesant, deci nu vine să cred dacă, băi, și eu care credeam că o să fie ceva care chiar așa să ne punem mințile la contribuție, să ne gândim, bă, o avea, hack, nu avea... Ce? Nu mai spine, zici că e de la transfactor. Ce ai, eu sunt mii verdict. Bă, băieți, ne vedem la următorul Overwatch, ce pot spune? Peste următoarea un sfert de oră. Băi, ce român am să-mi bat picioarele. Ia zis, Sky, ce părere ai? Dăm de spin butter și de data asta? Nu, e legit. Gata, acum e legit 100%, da? Oh, Mirage, nice, deci dacă are cod aici. Mă rog, cod poate să aibă treaba lui, dar să nu dea ură. Dacă dă ură, nu m-a supărat rău de topel, gata. Hai să vedem, Sky. Deci tu zici că dă ok, nu dă chiar așa tare, nu? N-are deloc cod, eu așa zic. Tu zici că n-are deloc? Eu zic că are, dar nu dă tare. Hai să vedem dacă are. Deci eu zic că are, dar nu dă tare. Bă, se vede un pic Overwatch-ul în lag. Cum era comanda aia? Interlopate? Cum era? MP inter... Nu. SV oare? SV inter... Mamă. CL inter... Inter pe ăsta 1. Sau 0, sau cum era? Uai, nu mai știu cum era comanda. E, în fine. Dar e de la demo, nu? Da, de la demo, e clar. Are, eu nu vezi că mie îmi scrie că am 300 de FPS. Hai să vedem dacă are cod. Dar ne dăm mai greu seama așa, dar tot ne dăm seama, știi? Deci nu e problemă. Ia, tab, să vedem ce are. Tab? Da. Ui, pe primul loc, 14 cu 10. Bă, e un scor... Bine, dar pierde oricum, dar e un scor... E la prime match, care și skin pe alete, dacă vezi. Da, dar nu știu dacă e a lui. Nu l-a luat de pe jos. Da. Sau e a lui? Nu știu, n-am fost să vedem. Nu știu, ăsta... Nici eu n-am fost atent că nu început runda, deci probabil că nu e a lui. Hai să vedem în continuare ce face suspectul nostru. Stă pe window. Ok, vine cineva window, cred că să se active și o X-ray-ul ăsta dacă tot. Păi asta am vrut să zic acum, mi se părea mie. Oh, ok, ok, l-a văzut pe ăla. Deci până acum nimic suspect. Dar stă cu ținta, de ce stă cu ținta așa? Asta e prost? Ținta sus, tu vezi? Nu, dar stătea cu ea prea jos, nu prea sus. Na, uite ce prost e, ok, și aici arată șatul ăla, am înțeles.
Ok, să ne știe vreun smoke. Opa. Are un aid helper ceva. Da, cred că, nu știu ce să zic, s-ar... Stă să pună ținta. Da, stă să pună ținta acolo. Probabil s-ar putea să aibă și un aid helper, zici tu bine. Că ați văzut și voi, bă, băieți, la tutorialul ăla cu Getrect, când ai aid helper trebuie să pui ținta într-un loc și trebuie să... Da, și îți face cheat-ul automat, ceea ce s-ar putea să aibă, dar nu știm momentan. Hai să vedem. Oh, ok. Bă, știe multe jump-uri de astea, văd, dar nu ne nimerește, din păcate. Nu prea trage. Da, nici nu prea trage și uite cum, bă, dacă aș avea acum Getrect-ul să văd la ce rancuri se joacă ăștia. Deci mie mi se pare... N-are movement deloc. Da, n-are movement. Hai să vedem aici. Bam, vine unul pe short. Zam, 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 zam. Ok, hai să vedem. Nu se, nu, nu... E nasol că se vede așa și nu poți să dai da, seama. Da, se vede un pic și nu-ți dai seama la... Ăsta nu-ți dai seama așa de bine la aim, dacă are. Da, hai să vedem. Ok. Uf. Nu știu, nu se vede bine. Stai un pic să caut chestia aia, Sky. Numai o secundă. Okay. CSGO Leggy Overwatch. Ai zis ceva aici până căutăm repede cu ciopii Overwatch. Uite ce se... Ba da, asta e cerle interlopei 1. Da, dar nu era inter... E interpolate? Sau e același ce lucru? Ce interp am băgat? A, nu e același lucru. Nu știu dacă e același lucru, ea. Gata, mă, merge bine acum. Gata, l-am rezolvat, Sky. L-am... Și cum îți dai seama dacă are pot? El are movement de silver și dă nade-uri de astea perfect. Și asta, da, și... Da, a, da, uite, și asta, chiar. Dar bine că merge Overwatch. Acum putem să vedem și aim-ul. Acum putem să vedem și aim-ul dacă are. Are 100% nade helper. Iar pune ținta și vrea să dea molly, tu vezi? Păi da, mă, da. Și l-a ratat ca prostul. L-a ratat. Nu l-a dat bine, ai văzut? Hai să vedem dacă are și altceva. Ce s-a întâmplat? A, s-a dat pe pauză singur ăsta. What the fuck, eu n-am apăsat pe nimic. Jur că n-am apăsat pe nimic. Hai să vedem dacă are aim, că acum se vede sfârșit Overwatch-ul bine. Bă, da, cred că are aim. Cred că are aim, aia zic. Are aim rău de tot, cred că. Nu că așa. Da? S-ar putea să aibă, ia să vedem. Da, cred că are și wall și aim. Deci îl trage în jos și se duce nu, așa. Nu, da, și asta, dar uite ce știe, uite, îl știe și pe ăla din under, de unde îl știe pe ăla din under? Uite cum se uită. Da, uite, n-are nici crosser placement măcar. Da, uite cum, mai de capul meu, 360-uri de pe omul meu, ia uite, ai văzut? L-au văzut pe ăla de acolo și a început să uite pe el, sunt curios dacă își bagă spin-ul până la finalul meciului, chiar sunt curios de chestia asta. Poate își bagă spin-ul. Hai să vedem. Da, deci nade-urile astea prăjale rău de tot, să-mi bat picioarele. Deci jale rău de tot. Mamă, cum a tras omul, trăiți iar ce uvai. Nu s-a uitat după ăla în conector, ai văzut? Ce? Nu s-a uitat după ăla în conector. Da, am văzut, din păcate nu s-a uitat bulangiul. Ok, vin doi apartamente, unul pe mid, de fapt doi pe mid și încă unul vine în apartamente. Deci trei apartamente, doi pe mid, hai să vedem. Ăla poate se duce under. Opa, da, nu, sunt trei apartamente pe B și omul se preface că nu-i vede, de ce? Ce face? Uai? Are aim clar. Bine, și ăla are, că cam știe. Bă, trigger nu știu dacă are, dar aim 100%, wall 100%, că i-am văzut cum îi știe. Păi, uite-te, mă. No, da, zici tu mie că ăsta n-are wall și aim? Da, să vedem în continuare. Da, dar aim are 100% oricum. Wall-ul, B 99%, aim 100%. Da, de B-hop, de grief ceva, nu știu, hai să vedem. Acum rămâne de văzut. Ok. Mamă, da, bă, vezi că e destul de smooth. Nu știu ce hack folosește, dar e super smooth. Bine, noi ca codați, ca și codați ne dăm seama că are aim, dar nu-i tremură ținta. Opa. Ce face? Ne dă indicii că s-ar putea să-și bage spin-ul sau? Bă, nu știu. Cu CP-ul a doua rundă și aia o armă. Da, da, oricum cu aim-ul. Păi se joacă la silver, se vede că joacă la silver. Că de-abia trag, ești nebun. Uite. Bă, ok, i-o dat cap acolo. Dar oricum de-abia trag ăștia, sunt paraleli. Are 77% headshot rate la 23 de kill-uri. Are, no. Sincer, aim. Are mai mult de 17 kill-uri, 15, ăsta 16-17 kill-uri cu headshot, da. Din 23, zic eu. Deci, na. Cam... Wow, dar stai că s-ar putea... Eu zic s-ar putea să fie un hack versus hack la silver aici, așa. Ce părere ai? Și ce faci? Își face setări, da, și eu zic la fel. Trebuie putea să fie un hack versus hack de silver, nu se știe. Oricum eu îi dau pentru el și pentru aim 100%, ești de acord? Că ai... Și asta fac aia, da, sunt de acord. Mai sunt, da, sunt de acord. Sunt foarte de acord. Sunt de acord, ca la judecător, bas cu ciocanul în masă, bam, acuzat de wall și aim. Băi, dar ce dracu se ferește așa, că mă enervează, că se... Uite cum se ferește, bagă capul în pământ, vezi cum se ferește de flash-uri? Bagă capul în pământ, e enervant. Ține ținta pe brete, ai văzut? Da, 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 da. E slab rău de tot pe movement, uite cum se mișcă, zici că e, vai de capul meu, de ce se uită window-ul ăsta, e prost? Ce face?
E panicat, știi, nu? Da, nu știu ce face, dar e slab rău de tot. Deci chiar așa să ai movement în halul ăsta, să te sperii așa de orice greșeală, dacă își vede umbra, se sperie omul ăsta. Ia. Yeah. Ok, l-a auzit și moare ca prostul acum. Ce se face că nu știe. Opa, 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 băi, doamne, și-a joacă la Silver 1, la ce joacă? Nu ai foarte smut oricum. Deci dacă cred că toți din match is... Oh, și-a luat capul urât aici, urâră. Ok. Ah, am crezut că și-a băgat spin-ul. Dar joacă doar cu CPU, nu înțeleg ce face, face și troll puțin așa. Da, uite, are 10.000... Dar o dat drop la cineva până acum? Nu, n-a dat la nimeni, și nu știu și-a la nimic. Să-i ludăm și pentru grif, oare? Nu știu, hai să vedem ce mai face. Dar poate face challenge, bă, only USP, mai știi? Poate, poate generalul. Da, poate generalul. Ești nebun? Bă, nu știu ce să zic, hai, nu-i dăm pentru grif, dar wall și aim 100% are, uite cum, adică uite, uite. Are un aim de ăsta super smooth, dar are oricum. Că se vede că nici nu se uită pe capul lor și le dă aici, nebun la cap. Vai, ai, ai, ai. Mi-a dat crește CSU cu aia. Am înțeles, nu știu ce s-a întâmplat aici, bă, băieți. Oricum, fraților, verdictul meu era oricum că are și wall și aim. Suntem aici alături de Sky, uite, acum poți să te vezi aici pe video, se vede Discord-ul. Se arăt Discord-ul pe video, se adauge băieții. Oricum nu se vede ăla. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Verdictul oricum era aim și wall 100%. Bă, nu știu de ce mi-a dat crește, sunt un pic ofticat că voiam să-i dau verdictul. Dar în fine, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut! 2000 de like-uri, băieți!